Salutare tuturor, numele este Răzvan și bine am regăsit la un nou tutorial pe acest canal. Pentru că mulți m-au rugat să fac un tutorial cum am făcut eu avatarul, un fel de cartoon, gen să zic. Deci hai să vă arăt și avatarul meu. Acesta este avatarul meu. Îl puteți vedea. Nu este cel mai bun, dar mie mi se pare unul destul de fain. Este făcut de mine, da, este făcut de mine. Și am decis să vă fac și vouă un tutorial pentru că mulți m-au rugat. Am luat poză, o poză cu The Link și îi voi face lui. Poate de ce nu o să și folosească. Why not? Ok, deci avem poza lui The Link și poza mea. După care o să mă mai iau puțin la culoare. În general. Ok. Ce aveți nevoie pentru a face o poză ca aceasta? Aveți nevoie de programul Paint Tool Say. Acesta îl aveți în descriere un link de download. O să las și eu un link de download. Este crack și vă merge totul fai frumos. Ok, hai să intrăm în Paint-ul săi. Da, o să vedeți ecranul negru. Da, acum nu-l mai vedeți. Acesta este Paint-ul săi. Este un program foarte bun dacă vreți să faceți, nu știu, avatare desenate sau, mă rog. O să facem și un tutorial poate pe viitor cum să faceți avatare din astea desenate. Stați așa, în primul rând dăm la desktop și deschidem poza lui The Link. A doua chestie o deschidem și pe a noastră. Mie o să-mi fie destul de greu să vă învăț pentru că nu sunt chiar așa bun, adică sunt decent. Dăm aici la File și dăm pe New, vrem una New. Selectați aici 250x250 ca să nu fie cu bări negre sau chestiile astea. Dăm OK. Acum. Luăm această chestie, selection-ul, selectăm toată chestia asta, dăm un Ctrl-C, încercați să puteți să puneți pauză dacă nu înțelegeți, și un Ctrl-V. Acum luăm chestia asta, move, ok, dăm Ctrl-T și îl mutăm ținând shift, astfel încât să-l punem, ia stați așa, vreau să-l pun, gen. Ei, nu contează dacă mai e alb, pentru că pe noi nu ne interesează chestia asta. Noi vrem să fie destul de drept, undeva cam așa. Vrem puțin mai mare, ia să vedem. Nu, mai mic, mai mic. Ok, nu știu dacă este chiar la mijloc. Aproximativ, vă uitați și voi aici la umeri. Să zicem, ia, dăm Enter, apăsăm Enter, eu cum mi-am făcut, vedeți că mi-am făcut, eu gen mi-am făcut un selfie și din selfie-ul ăla l-am făcut. Ok, nu mai avem nevoie de chestia asta, o să-i dăm, mă rog, o să o lăsăm momentan. Acum, nu avem nevoie, ba da, avem nevoie de asta, dar o dăm așa ca să se unească. Dăm pe chestia asta, vedeți un stilou, ceva new. Line Work Layer. Îl vedeți aici? Acum. Apăsând scroll-ul, dați așa zoom și vă ajută. Selectăm curve-ul și selectăm noi aici, hai să vedem un size mai mare. Nu, cred că e cam mare. Cât râzi când vreți să ștergeți ceva. Uite, cu 2. Density, nu, cred că avem nevoie. Ok, hai, un 1.50, ia să vedem. Ia să vedem. Cam așa, 1.50. Deci pune și voi aici size 1.50. Vrem negru și începem să facem contur. Facem încet conturul, nu vă grăbește nimeni. Ok, facem așa de la chestia asta, de la gulerul ăsta. Facem și așa. Foarte important sunt detaliile și astea fac cam totul. Mulți o să ziceți, m-ați întrebat de ce, bă, de ce n-are gură sau de ce n-are nas sau chestii astea. Păi, răspunsul este simplu, pentru că este un stil, acesta e un fel de stil și mie unul îmi place foarte mult stilul acesta. Și prefer să nu pun ochi sau gură sau nas. Facem pe aici...
Da, urechile, dar nu cred că o să fac chiar așa mari. Am greșit la urechi. Oricum, apăsați CTRL și cum vreți voi să-l faceți, să-l mutați așa gen. Puteți să vă faceți un selfie, după aia puneți ăsta cum v-am arătat. Ok, facem și pe aici părul, pe unde are păr. Opa. Nu vrem chiar atât de drept, pentru că arată ciudat drept. Dăm așa și mai împingem aici, puteți vedea. Nu vrem așa. Vrem așa și mai împingem cam așa. Vedeți, nu este chiar așa drept. Punem mai așa, nu știu dacă știți voi chestii. Mă rog, nu contează. Deci de aici începem. Nu este foarte greu, dar trebuie să vă obișnuiți, nici eu nu știam înainte. Și uite, am început să fac și te obișnuiești până la urmă. Ok. Așa, și aici îi facem părul gen. Părul este cel mai greu, după părerea mea, pentru că nu prea sunt eu expert așa cu părul. O să-i facem gen ăstea, firele de păr. Ia să vedem mai sus. Ok. Ia să vedem cum arată cadracul. Mai pe scurt, cadracul. Dar hai să ne uităm așa, în rest, nu neapărat. Vedeți că este destul de ok. Nu e chiar așa rău. Văd că am ratat, am omis chestia aici. O să încerc să fac eu ăsta, dar nu prea se vede. Știți că e negru cu negru. Ia stai, dacă își pune eu așa. Nu. No, nu merge. Să încerc eu să dau zoom mare și să-mi fac aici. E destul de greu. Nu știu. Mă rog, părul. Destul de greu. Asta este părerea mea. Ok. Ar fi fain să-l și folosească link, dar nu cred că o să ne iasă chiar așa bine. Depinde și cum te simți în acea zi. Este foarte important. Stați așa, mai... Mă arată ca naibii. Sincer, arată ca naibii. Ia să-i punem și partea din dreapta. Poate arată mai ok. Apa aici. Ia să vedem. Aici să ne oprim. Arată ca să nu zic eu ce. Deci, o să mai remediez aici. Ia să vedem cum putem. Este destul de greu părul. Deci, părul îmi face de fiecare dată probleme. Să vedem noi cum remediem. Să-l facem și noi decent. Îl strâmbăm pe dălink de tot. Ok. Nu și pare într-o parte așa, dar așa e părul, n-am ce face. Ce e părul lui? Poate că trebuia să iau pe altcineva, dar nu, nu, nu-i bai. Ok, facem frumos aici. Mamă, arată ca... Poai, de cap, arată urât rău. Mi-am făcut mie, bă. Bă, vedeți că la mine a fost destul de ușor. O să încerc să-i fac... Ia stați așa să-i dăm un eraser. Ia dă-mi density mai mare. Undeva așa. Nu vă place de ceva, dați eraser sau CTRL-V. Este foarte simplu. Mai experimentați. Mi-e greu și mie să vă explic chiar totul. Că e, na, eu de obicei pun o muzică pe fundal. Când fac... ceva de genul. Și ascult acolo și fac asta. Cam așa e la mine. Aoleu, arată ca... Ok. Deci, punem așa. Aici e făcută. Deci, punem... Sper
să iasă bine măcar de data asta. Nu, dar stai mă, bă, ești prost. Nu înțeleg de ce-i fac pe aici, când părul lui vine pe aici, vine pe aici. E și poza proastă, faza e. Ia să vedem. Păi ok, e decent. Dar o să vedeți că o să-i adăugăm noi puțină culoare după aceea. O să fac eu asta mai așa, că pare cam ciudată. Ok, și asta la fel, pare foarte mare urechea, dar așa se vede din... din acea poziție. Ok, facem și aici puțin, să fie cam egală. Facem așa. Bă, e decent, e decent. Începe să arate destul de bine. Ok, acum trebuie să lucrăm la tricou. Puteți vedea că are niște, nu știu cum să zic, îndoituri la tricou. Și o să le încercăm, o să încercăm să le facem, gen. Astea dau culoare. Ok. Uite, vedem că pe aici mai e una. Pe aici, dacă vă uitați atent. Asta puteți face și voi. Pentru că să fie cât mai realist. Vedeți? Pe aici văd că nu e. Uite pe aici. Pe aici văd că nu e. Ok. Acum trecem la... ăsta la... dar hai să terminăm cu tricoul întâi. Ok. Luăm asta. Acum. Faza cea mai importantă. Creăm un nou layer. Dăm aici pe new layer. Selectăm chestia asta. Unde am desenat noi. Putem vedea că aici nu e bine. Dăm Ctrl, îl trage. Ok. Ne uităm aici jos. Legat de bluză. Că, na, trebuie să facem bluza, să o terminăm. Dăm aici și luăm Magic Wand-ul. Selectăm aici toată chestia. Puteți vedea că n-a selectat tot. Și mergem noi, selectăm tot. Așa, câte puțin. Ok, selectăm și guler-ul. Mergem aici să selectăm chiar tot. Și asta e cu bluza. Deselectat. Acum, dăm pe layer 2 și luăm bucket. Să vedem ce îi facem. Îi facem așa, un gri, așa. Ok. Punem asta sub, ca să nu se vadă urât. Ia, cum ar fi cu alb? Nu, alb ar arăta urât, că pentru că o să fie și fundalul alb și arată urât. Gri, ok. Acum completăm spațiile albe. Ne mai uităm dacă mai sunt. Și cam atât are. Acum luăm airbrush-ul. Și luăm o culoare mai închis. Luăm undeva cam așa. Dăm densitatea undeva pe la 15-20, cam așa. Și începem să facem umbrele. Vreau puțin... dacă vreți să schimbați mărimea mai ușor, Ctrl și Alt și vă arat o chestie aici. Și vrem noi să facem pe aici un fel... puteți vedea că un fel de niște shadow-uri. Vedeți? Cât de cât acolo. Și pe viitor să-mi spuneți ce tutorial mai vreți. Ok. Dăm și pe margine să dea un pic de formă. Ok. Foarte, foarte frumos. Dăm și pe ăstea. Gândiți-vă că de obicei lumina vine din stânga. Asta este ideea mea. Și voi faceți pe dreapta. Gândiți-vă că este o dungă ceva. Și aici vine o umbră. În felul următor vă gândiți. Depinde cum vine lumina. Cum vă gândiți că vine lumina. Ok. Puteți să mai adăugați voi dacă vreți ceva. O pușică, ceva pe aici. I don't know. Nu fac chestia asta. Aici la guler știm că este închis. Că nu vine lumina din stânga și facem puțin, dăm undeva la 19, că vrem mai mult. Ok, dăm pe aici frumos
Și luăm o culoare și mai închisă pentru acest loc. Ok, luăm mai deschis acum. Și facem și pe aici, pe la margini. Ok. Frumușel. Și pe la guler facem, la margini. Și facem și aici, că nu prea se vede. Bă, dar vreau eu una și mai închisă. Vrem una mai închisă. Dăm pe la margini acum. Să-l facem frumușel. Cam astea sunt detaliile legate de bluză și îi dau un aspect foarte frumos. Vreau și mai negru pentru chestia asta de aici. Ok. Acum că am terminat, trebuie să adăugăm un puțin blur. Puteți vedea că arată destul de urât. Luăm blurul de aici și luăm densitate mai mic și dăm așa puțin să se îmbine culorile, să arate mai ok. Ok, și pe partea asta. Dăm și pe margine, nu uitați să dați pe margine. Și aici unde sunt umbrele. Puteți vedea că dă o altfel de nuanță. Mai faină. Și cam asta e cu bluza. Legată de bluză, puteți faceți orice culoare vreți voi. Acum vreau eu să iau culoarea pielii, pentru că e destul de greu de găsit. Înapoi la line work, unde ați desenat chestia, și dăm magic wand-ul, iarăși, nu, dăm așa lasoul ăsta și deselectăm. Acum magic wand-ul, selectăm gâtul și fața. Ok. Vedeți că sunt chestii lăsate, le completați. Acum luăm bachetul și dăm aici. Acum, la fel facem, luăm airbrush-ul, o culoare mai închisă. Și facem umbrele. Facem frumos umbrele. Mie nu-mi place aici stați așa, nu-mi place asta, e cam strâmbă. Ok, dăm bucket. Asta e airbrush. Nu, stați așa că mă... aici. Stați așa să selectăm și chestia asta. Că am uitat eu să selectez. Oh, fuck. Așa, perfect. Înapoi, bucket. Oh, fuck, nu. Luăm ăsta, luăm airbrush-ul și completăm aici. Ok, am rezolvat și chestia asta. Luăm airbrush-ul ăsta de aici, care e mai închis. Vedem că aici nu s-a completat, completăm noi. Pe partea stângă eu de obicei nu prea fac umbre. Cum v-am zis, îmi imaginez că ăsta... Lumina vine din stânga. Așa, facem pe aici umbre. Gen aici o să vină nasul și astea, dar eu nu le fac. Dacă vreți, puteți să le faceți, nu vă ține nimeni. Eu fac astea decât... Face mai mult modelul ăsta, nu știu de ce, dar arată mai bine pentru mine. Facem și aici, luăm o culoare și mai închisă, pentru că aici nu prea se vede. Ok, și luăm una, o luăm pe asta. Ok. Luăm așa. Să se facă. Ok. Luăm blur-ul și la fel facem. Dăm să se combine, să nu arate chiar așa urât. Gen combinația între ele două, border-ul, nu știu cum să zic exact. Să fie mai frumos. Și puteți vedea umbrele și arată destul de ok. Dar aici nu prea-mi place mie cum arată, băi. Dăm așa cu mai mult blur. Luăm line work. Nu. Luăm aici airbrush-ul. Luăm așa și ștergem puțin. Ok. Bă, eu zic că arată destul de ok. Arată până acum ok.
Dușmanul meu, părul. Ok, selectăm iarăși ăsta, deselectăm. Dușmanul meu, părul. Cel mai greu, părerea mea. Și nu prea știu eu cum să fac. Ia, asta e așa. În primul rând, vrem să selectăm asta. Nu. Cam așa. Și dăm asta și dăm un bucket. Luăm erbașul, mai bine mă rog, înțelegeți voi. Și colorați cum vreți. Așa. Ia să facem noi chestia asta de aici. Ia să o facem mai frumoasă. Cum o facem noi pe asta? Deci, în primul rând, luăm ăsta mai mic, undeva la 20. Așa. Și vrem undeva mai spre... Ia să vedem. Ia, gen, am putea să-l scoatem de aici. Da, uite că am putut să-l scoatem. Și aici, gen, o să vină faza între ele. La fel facem și aici. Îl integrăm pe aici, nu știu cum să zic. Ok. Acum, mergem înapoi la asta de colorat. Dăm și aici. Știu că era ceva de făcut așa zims, dar nu mai țin minte ce. Vrem un pen și luăm mai mic, ia să vedem. Gen așa să facem niște fire. Nu știu cum, cât de bine o să iasă, dar na. Acum luăm o culoare altfel și luăm erbașul și facem pe lângă. Nu. Facem iarăși umbre. Nu prea mi-a ieșit, recunosc, dar ideea a fost să vă învăț cum să faceți și voi. Sper că v-am ajutat. Mai am puțin de făcut. Luăm blur-ul, la fel facem pe aici ca de obicei. Așa. Și aici am putea, gen, face o chestie din asta, dar nu cred că o să-mi iasă. Oh, fuck, ce-am făcut? Luăm ăsta și deselectăm. Și selectăm aici, gen, așa. Gen, așa să facem. Intrăm aici, luăm o culoare și dăm altfel, bucket. De gen, așa să fie. Este că știu cum să fac. Luăm erbașul și facem gen așa. Ia să vedem dacă ne iese ce vrem să facem noi aici. Ok, ia. Îi dă un alt fel de aspect. Ia să mai facem noi pe aici. Ok. Culoarea părului nu este foarte bună, dar ne descurcăm cu ce avem. Facem noi așa. Ok, și aici la fel. Ia să-i dăm un deselect. Bă, arată ok, n-am ce zice. Ia să facem așa și mai dăm puțin. Ia așa. Acum, dăm un deselect. Luăm erbașul și facem pe aici, mai continuăm, ca să nu arate chiar așa urât. Ba, arată. Stați așa, că facem noi cumva. Luăm mai mic erbașul. Ok. Luăm așa, nu știu cum să-l facem, nu prea, v-am zis, nu mă pricep la păr, părul e dușmanul meu. Ok, mai facem și cu culoarea asta, să nu fie chiar așa urât. Ia, așa, și luăm blur-ul și sper să ne salveze blur-ul, dar vrem foarte mic. Foarte, foarte mic. Ok. Mai mare puțin el, că nu ne dăm seama chiar așa mult.
Foarte bine. Bă, începe să arate cât de cât. Da, hai să mai facem puțin el până ne iese și nouă. Sper că v-am ajutat. V-am zis, nu sunt foarte bun la explicat ce este. Eu de obicei... Uite că arată cât de cât dacă dăm mult cu blur. Așa. Mai luăm airbrush-ul, culoarea asta, și mai facem pe aici așa zimți, nu știu cum să zic, de la păr. Ok. Luăm asta. Ok, mai luăm o dată blur-ul și mai facem aici frumos. Ia luăm airbrush-ul și pe aici. Și cam asta a fost. Nu știu ce mai pot face. Lume, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă mai vreți tutoriale, acum putem să îl ștergem pe ăsta și aici îl dăm să se combine gen. Îi dăm aici la file, save as, selectăm PNG și scriem the link. Ok, și îl pun eu la CV-ul meu, la CV, unde ești? Chestiile pe care le mai fac. Și dați ok, și cam asta a fost. N-a fost un eu zic că nu este foarte greu, puteți să faceți și voi, dar m-a zis, fiecare cu imaginația lui și cu talentul lui. Până atare, nu uitați să apăsați și voi un butonul de like dacă mai vreți tutoriale de genul și să-mi lăsați în descriere ce tutoriale să mai fac. Eu am fost Răzvan și v-am salutat. Ciao!